Doamnelor, domnilor, sunt Simona Pomazan și vă spun bun găsit la 7 zile în Argeș, retrospectiva săptămânii care s-a încheiat. Un șofer de microbus plin cu navetiști a fost descoperit în trafic de către polițiștii rutieri sub influența băuturilor alcoolice. Verificarea cu etilotestul a arătat o valoare de 0,93 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost dat jos de la volan de către oamenii legii și condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, dar și la poliție pentru audieri și declarații. Polițiștii serviciului rutier l-au depistat pe bărbat pe strada Serelor din Pitești în momentul în care efectua una dintre cursele sale ocazionale cu angajați către o societate comercială. Conducătorul auto de 44 de ani este de fel din Băiculești și se pare că ar fi petrecut în urmă cu o seară la ziua fiicei lui, acolo unde a consumat mai multe pahare de alcool. Șoferul a fost tras pe dreapta și verificat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind pozitiv. Pasagerii din mașină au fost nevoiți să ajungă la serviciu cu alte mijloace de transport sau pe jos. Dar cât ai băut? Unde? Bărbatul a rămas acum fără permisul de conducere și fără loc de muncă, dar este cercetat penal în stare de libertate și pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, mai grav fiind faptul că se afla la volanul unui mijloc de transport de persoane. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 7 ani. Accident mortal în județul Argeș, un bătrân de 89 de ani din București a făcut imprudența de a vira la stânga atunci când a vrut să intre într-o curte în localitatea Mălureni. Nu a observat că din spate este depășit de o mașină puternică. Matizul în care se afla a fost lovit violent în laterală. În urma impactului, bătrânul a murit pe loc. În cealaltă mașină se aflau patru tineri din Pitești, trei dintre ei au ajuns la spital. La fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe și descarcerarea. Traficul a fost complet blocat pe drumul județean pe care s-a produs accidentul. O grenadă defensivă a fost găsită joi într-un tomberon situat în spatele fostului cinematograf Balada din Câmpul Lung. Cel care a găsit-o a dus-o într-un bar, iar clienții de aici au sunat imediat autoritățile. Un tânăr din Câmpul Lung a găsit joi în tomberon din spatele fostului cinematograf Balada o grenadă. A luat-o și a mers cu ea într-un bar din zona blocurilor Turn. Unul dintre clienții barului au văzut despre ce e vorba și înspăimântat de ce se poate întâmpla, a luat-o ușor și a dus-o sub podul din zonă. A sunat la 112 și a așteptat ca autoritățile să rezolve problema. M-am trezit cu o cunoștință care mi-a tântit grenada pe masă, întrebându-mă, știind că am ceva experiență, o treabă cu armata lungă, dacă e valabilă, ce poate să facă cu ea, poate să joace sau să-i dau o țuică sau să nu știu ce. I-am luat un mai să mână mâna pe ea, deși vrea să mai ia înapoi. Am dat telefon la 112. Polițiștii câmpulungeni ne-au asigurat perimetru până când colegii de la intervenții rapide din cadrul Inspectoratului de Poliție Argeș au ajuns să o ridice în siguranță. Specialiștii au analizat-o și au dat seama că este vorba de o grenadă defensivă care prezenta un real pericol. Zilele trecute, la cota 2000, pe Transfăgărășan a nins, iar vântul a bătut cu putere. Și județul nostru s-a aflat sub cod galben de vânt, ninsoare și viscol, alături de alte 19 județe din țară. Ei bine, au fost anunțate, așa cum vă spuneam, intensificări ale vântului. Ninsori viscolite la peste 1500 de metri altitudine în masivele Făgăraș, Iezer, Păpușa, Piatra Craiului și Leaota. Viteza vântului a atins 70, chiar 80 de km la oră. Stratul de zăpadă acumulat a depășit 15 cm și a ajuns chiar la un metru. Salvamontiștii argeșeni îi sfătuiesc în continuare pe cei care vor să meargă pe munte să evite orice pătrundere spre masivul Făgăraș în perioada imediat următoare. În anul centenarului Marii Uniri, Spitalul Militar de Urgență Dr. Ion Jianu din Pitești a sărbătorit mai devreme Ziua Armatei Române prin campania umanitară susținută de către Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale. Astfel, zeci de oameni din localitatea Albeștii de Argeș au avut parte de surpriza vieții lor. Medicii Spitalului Militar din Pitești au consultat gratuit, iar pentru unii dintre ei a fost prima dată când au ajuns în fața unui medic. Localnicii din Albeștii de Argeș au fost invitați la o evaluare a propriei sănătăți. După sătenii din comunele argeșene, Brăduleț și Căldăraru, acum a venit și rândul lor. Unii dintre ei nu au fost niciodată la doctor, deși au vârste înaintate. De unde ați aflat că se fac consultații? De la primărie și de la copii din școală. Și ce probleme de sănătate aveți dumneavoastră? Mai ne doare în capul pieptului, mai cap, mai picioarele. Că du-te bă că e la școală, că vine o comisie de doctor și te consultă, are ecograf și te consultă tot ce ai. Și am venit și eu, după spus, altora. Medici foarte bună. Când ați fost ultima dată la doctor? Pe o 3 ani, dar n-am mai făcut așa la aparate, la consultații.
Cadrele medicale sunt de la Spitalul Militar și participă în perioada iunie-decembrie la o campanie inițiată de Ministerul Apărării Naționale cu scop de evaluare a sănătății oamenilor din Argeș, Vâlcea și Dâmbovița. Am desfășurat activitatea compartimentului de primire de urgență și a medicinei de familie. După un scurt triaj aici cu anamneză sumară și o determinare de tensiune, glicemie și un traseu EKG, pacienții după aia merg în evantai spre specialitățile pe care le-am adus astăzi cu noi, specialități clinice pe care le avem în cadrul spitalului. În cadrul caravanei intitulată Unii sub tricolor prin sănătate, la Albești de Argeș au ajuns doctori militari de medicină internă și de familie, oftalmologie, cardiologie, ORL, psihiatrie, neurologie și un ofițer psiholog, asistența medicală de urgență fiind asigurată de compartimentul primiri urgențe. Mare deschidere din partea oamenilor spre a beneficia de aceste servicii pe care poate uneori nu s-au gândit că ar avea nevoie să le acceseze. Suportul logistic a fost asigurat de personalul încadrat în managementul calității, comunicare și relații publice, iar oamenii au fost foarte mulțumiți, spunând că altfel nu ar fi ajuns niciodată la medic. Podurile din municipiul Câmpul Lung urmează să intre în reabilitare. Acesta este planul administrației locale și s-a început cu cel de la ieșirea din municipiu, dinspre Brașov, numai că lucrările par a fi unele de suprafață. Printre proiectele administrației domeniului public și privat se numără și reabilitările a două poduri din municipiu. Este vorba despre cel din zona blocurilor turn, dar și cel de la gardă, la ieșirea din municipiu înspre Brașov. La podul de la gardă au început primele lucrări. Utilajele au decopertat asfaltul vechi, urmând să fie turnat și covorul asfaltic. Am început cu lucrările de frezare, fiindcă tot am avut o freză în orașul nostru pe partea de Republicii și Negru Vodă. Cu o mică înțelegere între noi și constructorii de acolo, reușim să luăm oarecum gratuit, asigurând numai combustibilul și restul fac dânsi și fără să mai cheltuim noi altceva. Reabilitarea va consta în turnarea unui strat de covor asfaltic. Trotuarele nu sunt incluse în planurile pentru anul acesta. Lucrurile vor continua și la podul de la blocurile turn, numai că aici se va repara doar o singură bandă de mers anul acesta. Cealaltă bandă va fi reabilitată în cursul anului viitor. În ciuda temperaturilor scăzute și a vântului rece, piața Vasile Milea a fost miercuri plină. Elevii de la programele de formare a maestrilor militari și subofițerilor în activitate, filiera directă de la Școala Militară Basarab I, au depus jurământul. Sute de persoane au sfidat vremea rece de afară și au fost prezente în piața Vasile Milea din Pitești. Aceștia au venit special pentru a le fi alături elevilor de la programele de formare a maestrilor militari și subofițerilor în activitate, filiera directă de la Școala Militară Basarab I. Prezentați! Arm! Aici a fost organizată festivitatea solemnă de depunere a jurământului militar de către cei 179 de elevi de la programul de studii post-liceale cu durata de 2 ani formare maestri militari și 147 de elevi de la programul studii post-liceale cu durata de 1 an formare subofițer. Credință patriei mele România! Credință patriei mele România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Evenimentul s-a încheiat cu defilarea trupelor, ca de fiecare dată. În continuare, trecem prin fața dumneavoastră de la în urmă cu câteva luni se discuta despre inițiativa unei înfrățiri între comuna Argeșană Stolnici și o localitate din raionul Criuleni, Republica Moldova. Prin eforturile unite ale celor două administrații locale, această idee a devenit realitate și recent acordul a fost semnat. Duminică 21 octombrie a fost aprinsă flacăra centenarului și în comuna Stolnici. Un sobor de preoți a oficiat ceremonia de pomenire a eroilor, la care au participat alături de comunitate și de primarul Sebastian Pupăzăroșu, senatori, reprezentanți ai instituțiilor județene, dar și primari din alte localități argeșene. Doamne veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Momentul a fost de o încărcătură emoțională aparte, cu atât mai mult cu cât pentru toți cei care s-au jertfit pentru realizarea României Mari a fost semnat și un act memorabil. Protocolul de înfrățire între comuna Stolni și comuna Boșcana, raionul Criuleni din Republica Moldova, reprezentată de primarul Svetlana Racul. Astăzi
trecem și la fapte. Adică ceea ce am discutat, ceea ce am vorbit anterior, astăzi dorim să semnăm acest acord, acest parteneriat și începând din zilele următoare să și realizăm multe din obiective pe care le-am propus. În spiritul prietenii și tradiției, în speranța unor activități ulterioare comune în beneficiul comunităților. Din toată inima, stimat domnul primar. Direcția Silvica Argeș are în program în această perioadă și colectarea fructelor de pădure. Persoanele care doresc să-și suplimenteze veniturile se pot adresa pădurarilor din subordinea instituției, cei care fac și achiziția măceșelor. În această perioadă, pe toată raza județului, pădurarii din subordinea Direcției Silvice Argeș achiziționează de la populație măceșe. Acestea se plătesc cu 3 lei pe kilogram, ajung după aceea la depozitul de la Stâlpeni, unde sunt curățate, sortate și ambalate pentru ca ulterior să fie livrate la export. Suntem în prim proces de recoltare, încă recoltăm măceșe, numai măceșele au rămas în perioada asta. Avem undeva la 35 de tone recoltate. Vrem să mai recoltăm cel puțin 10-15 tone. Direcția Silvică recoltează și afină, și zmeură, și porumbe. Avem și sezonul de plante medicinale, unde recoltăm tei, flori de soc, sunătoare. Orice persoană care dorește să își suplimenteze veniturile poate recurge la această modalitate, mai ales că în tot timpul anului natura ne oferă fie plante medicinale, fructe de pădure sau ciuperci. Copiii de la o grădiniță cu program prelungit din Pitești au așteptat și în acest an toamna într-un mod inedit. Pentru al doilea an consecutiv au pregătit un frumos program artistic ajutat de cadrele didactice. Micuții de la o grădiniță din Pitești au luat parte la o activitate inedită. Au părăsit sala de curs și în aer liber, sub mângâierea blândă a soarelui tomnatic, au cântat, au dansat și au învățat să pună murături. În jocul lor s-a lăsat antrenat întregul colectiv didactic. Suntem la a doua ediție, sperăm să ne bucurăm de un succes deplin, pentru că, ca și acțiune, a plăcut foarte mult părinților anul trecut și chiar spuneau, doamnă, să realizăm și anul viitor și ne-am bucurat. Toate grupele ne-am pregătit pentru această ediție să fie una, sperăm noi, spectaculoasă, să aibă un impact pozitiv pentru părinți. Eu vorbesc în numele grupei Albinuțele, grupa mare. Am pregătit un cântec patriotic, Doamne ocrotește pe român. După ce au terminat cu munca, au încheiat activitatea tot în stil autentic românesc. Au urcat pe scenă unde au cântat și au dansat. Murăturile au fost expuse spre vânzare, iar fondurile strânse vor fi donate unei persoane care are nevoie de bani în tratarea unei afecțiuni grave de sănătate. Joi seara, la Topoloveni a fost mare sărbătoare. Ca în fiecare an, localnicii au păstrat tradiția și au venit în târgul Cârcinovului pentru a marca sărbătoarea Sfântului Dumitru. Cu mic, cu mare, oamenii s-au adunat în jurul focului și au strigat în cor aceeași urare. Hai la focul lui Sumedru, să-l punim pe ghițăier! Sărbătoarea Sfântului Dumitru este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. În ziua dinaintea sărbătorii, peste tot, oamenii participă la focul lui Sumedru, ce este de asemenea o sărbătoare cu un pronunțat caracter. La eveniment au participat mulți localnici și nu numai. Este un moment impresionant pe care noi l-am păstrat din generație în generație și ați văzut că și anul acesta am luat în brațe un copiluț care să fie purtător de ștafetă și să-și aducă aminte, nu el în clipa asta, dar mâine pe mine, ca și alții care au trecut prin fața focului și au participat la acest moment important. După ce focul este aprins, toată lumea se bucură, iar femeile împart covriș și mus pentru pomenirea celor morți. În tradițiile străbune se spune că cine sare peste foc va fi sănătos și se va căsători în acel an. De asemenea, dacă este belșug de gutui și nuci, iarna va fi grea, iar dacă pe 26 octombrie e lună nouă, va fi iarnă scurtă și ușoară. Ați venit la focul lui Sumedru la... Da! De ce? Da.
din plăcere. Din plăcere, din dragoste, pentru a sărbători această zi minunată și frumoasă. Ți-a plăcut, Eva? E mare focul sumedru? Da. Da. Anul trecut a fost mai mare. Și mai mare a fost? Da. Dar nu ți-a fost teamă? Nu. De ce ai venit astă seara aici? Ca să văd focul sumedru. Și? Ți-a plăcut? Și tot joi seara la Țițești a avut loc cel mai delicios festival. Populara manifestare de focul lui Sumedru a fost însoțită în acest an și de un festival al gogoșilor. Toți cei care au venit să aprindă tradiționalul foc s-au bucurat din plin și de delicioasele preparate dulci. Nu doar focul lui Sumedru a fost motiv de distracție pentru localnicii din Țițești. Cu micu mare, ei au ieșit din case pentru a participa la cel mai delicios festival, cel al gogoșilor. 10 gospodine din comună s-au pus pe treabă încă de la prânz ca să îndulcească sărbătoarea. Iar la lăsatul serii, gogoșile aromate erau numai bune de pus în tuciuri pentru a fi împărțite calde. Se pune făină, drojdie cu zahăr, cu apă caldă și lapte, ai înțeles, faci maiaua. După aia pui peste făină, începi să amesteci, să pune ulei și ouă și amestecăm până s-a făcut ligheanul plin. Bineînțeles că micuții au fost cei mai încântați să guste din delicioasele gogoși. Apoi au urmat adulții care au regăsit gustul copilăriei în gogoșile tradiționale. Foarte bune, delicioase! Când eram copii mici, veneam la focul în Sumedru, și tot așa ne înghesuiam ca să apucăm care mai de care, câte mai multe. Această tradiție de peste 2000 de ani stau și a Evei mi-au aminte copilăria când noi eram în jurul focului, toți copiii. Aș dori din suflet ca această tradiție să nu se stingă la noi în Țițești și să putem să o ducem cât mai mulți ani de aici înainte. La festival au fost făcute peste 1000 de gogoși și au fost folosite 40 de kilograme de făină, 60 de ouă, 10 litri de lapte, 30 de litri de ulei și, bineînțeles, esențe din abundență. Gospodinele au promis că tradiția va continua și, bineînțeles, că vor veni și la anul cu gogoși mai gustoase și mai delicioase. Și așa cum vă spuneam, tradiția românească veche de 2000 de ani, focul lui Sumedru, încă se păstrează. Atât în zonele rurale, cât și urbane, joi seara, cu micu mare, argeșenii s-au adunat în jurul focurilor, iar la Mioveni, mai multe zone, dar în special în curtea școlilor, a fost mare animație. În seara de 25-26 octombrie, cea dinaintea sărbătoririi Sfântului Dumitru, apărătorul păstorilor, se ard resturile vegetale în semn de purificare și protecție, prilej de bucurie, mai ales pentru tineri și prichindei. Ca în fiecare an și la Mioveni, tradiția a prins contur, iar alături de locuitori a fost prezentă și Simona Bucura Oprescu. Comunitatea mușceleană din Mioveni, fiindcă focul lui Sumedru este o tradiție specifică mușcelului, s-a reunit în jurul acestor focuri, moment de bucurie, de purificare și moment de reîntâlnire pentru toate generațiile, copii, părinți și bunici. Respectând tradiția, Primăria Mioveni, Consiliul Local și Centrul Cultural, în parteneriat cu unitățile de învățământ din oraș și cu sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și al SECE Servicii Edilitare pentru Comunitate, au organizat mai multe focuri simbolice, unde s-au împărțit peste 15.000 de covrigi și mere. Biblioteca județeană din Nicu Golescu a găzduit recent un inedit eveniment. Protagonistul principal a fost Gheorghe Catană, fostul prim secretar din perioada comunistă, cel care în compania mai multor invitați și-a lansat o carte de memorii. Într-o atmosferă plăcută, ieri, sala Bibliotecii Județene din Nicu Golescu a devenit neîncăpătoare. Aici a avut loc lansarea unei lucrări aparte, al cărei autor a fost nimeni altul decât cunoscutul Gheorghe Catană, fostul prim secretar din perioada comunistă. Este un eveniment unic din viața mea, deși sunt la o vârstă înaintată și mi-am permis să îmi trec câteva amintiri din întreaga activitate în această carte. Foarte multe persoane din lumea politică, administrativă sau culturală au dat curs invitației venite din partea autorului de a participa la acest eveniment. Am îndemnat pe domnul Cătană să scrie cum a fost în vremea aceea, că e foarte important. Nu contează în ce regim ești, ce lucrezi și trebuie să fiecare să evidențieze ceea ce a lucrat, pentru că se lucrează cu ajutorul lui Dumnezeu și pentru oameni. Și asta e dovada. Și era păcat să nu știe și cei care au urmat.
Cartea cuprinde trăiri din viața proprie a fostului prim-secretar din perioada comunistă și după evenimentele din decembrie 1989. Fostul prim-secretar a scris și despre politica externă și internă, primii săi pași în politică, dedicând câteva capitole și universului economic și social din România. 11 ani s-au scurs de când Nicolae Dobrin, poate cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, s-a stins. Momentul a fost comemorat vineri de către actualii jucători ai formației FC Argeș, membri ai familiei și simpli susținători. Pentru Emil Sândoi, antrenorul celor de la FC Argeș, momentul a fost cu atât mai greu, el venind după despărțirea și de Ilie Balaci, fosta gloria Universității Craiova. Sunt multe amintiri plăcute, dar oricum, el o să rămână veșnic în inimile noastre și sunt convins că și dânsul de acolo de sus veghează asupra acestei echipe. Este și înmormântat aici la doi pași de stadion și vă dați seama, cred că se bucură de fiecare dată atunci când această echipă reușește rezultate pe măsură. Chiar dacă acum Argeș este în Liga a doua, amintirea Găscanului oferă tuturor optimism. Tot lotul de jucători și juniorii sunt astăzi prezenți. În urmă este o datoria noastră, a echipei, a orașului, pentru că v-am spus, cred că Dobrin este cu siguranță cel mai mare simbol al acestui oraș și trebuie onorat și respectat cum se cuvine. Nicolae Dobrin a fost cel mai mare fotbalist rom al toate timpurilor. Eu eram foarte mic când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ți-ar plăcea să fii ca el? Da, oricărui copil i-ar plăcea și este visul nostru să ajungem ca el. În urmă cu 11 ani, Dobrin umplea pentru ultima oară arena din Trivale, lăsând un gol care nu va fi acoperit niciodată în inimile celor care l-au iubit pe Nicolae Dobrin. Nu mă mai așteptam să vină astăzi și le mulțumesc din suflet și mi-au dat o mare bucurie. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost retrospectiva săptămânii 7 zile în Argeș. Sunt Simona Pumazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată de luni la știri. Vă așteaptă colega mea, Cristina Munteanu. Rămâneți cu bine. La revedere!